Silviu Cotoșman, primarul din Roșia de Amaradia, deși a fost ales de cetățeni să le conducă destinele pentru încă 4 ani, a fost pe punctul de a pierde cel de-al 2-lea mandat. Președintele circumscripției electorale de la Roșia de Amaradia, care este angajat al Consiliului Județean, nu a depus documentația la judecătorie pentru validarea mandatului de primar. Silviu Cotoșman a aflat de acest lucru pe ultima sută de metri, chiar în ziua în care expira termenul limită și a fost nevoit să facă singur toate demersurile. Președintele circumscripției 53, Sandu Zanfir, de la Consiliul Județean, angajatul Consiliului Județean, care a fost președinte la circumscripție, nu a înaintat în termen util documentele către judecătoria Novaci. Eu am aflat din întâmplare, chiar în ultima zi, la orele 16, că documentația nu a fost înaintată și a trebuit să mă implic personal. Personal m-am dus la domnul Zanfir. A luat copii pentru că dumnealui atât de incompetent a fost încât a trimis originalele, le-a introdus în sac și le-a trimis la judecătorie. Liviu Cotoșman vrea să creadă că acest lucru nu s-a făcut intenționat, ci din cauza incompetenței președintelui circumscripției electorale. Acesta a fost nevoit să amâne ședința de investire, dar și pe cea de constituire a Consiliului Local. A fost o perioadă așa de 2-3 zile când am alergat ca un nebun din cauza incompetenței președintelui de circumscripție ca să îmi depun dosarul în termen la judecătorie. Cu toate acestea, n-a mai fost timpul suficient de a-l depune normal, ci a trebuit să îl depun prin poștă pentru a prinde termen și să primească termen de judecată. Cu alte cuvinte, mâine va fi validarea la judecătorie și vineri la primărie.